funcționarii care mai cer dosar cu șină vor fi cercetați disciplinar. Noua regulă se aplică și pentru funcționarii care cer oamenilor copii după acte emise de instituții ale statului român. Legea pe care am inițiat-o în calitatea mea de deputat și care a ajuns la maturitate a fost votată de Parlament și promulgată de președintele Iohannis, impune câteva interdicții asupra administrațiilor publice, centrale și locale și asupra instituțiilor de drept public, universități, companii de utilități. Despre ce interdicție este vorba? Nu au voie să solicite copii după acte emise de instituții ale statului român, nu au voie să găzduiască xeroxuri în incintele instituțiilor, nu au voie să mai solicite dosar cu șină și produse de papetărie. O să spuneți că e o chestiune minoră, dar simbolic. Deci, din iulie, practic, cetățenii care sunt puși în fața unei asemenea solicitări din partea funcționarilor pot să invoce prevederile legii, iar respectivii funcționari se fac vinovați de încălcarea legii. Deci pot fi cercetați disciplinar și în funcție de gravitatea faptelor, dacă o fac cu intenție sau fără, se poate merge mai departe. Legea interoperabilității, de asemenea trecută de Parlament și promulgată, impune pentru prima dată sancțiuni instituțiilor care nu-și interconectează bazele de date. E adevărat, nu se va putea pe termen scurt. În același timp, pentru instituțiile care au în continuare proceduri și țin arhiva în format fizic, în loc să ceară copii de la cetățeni, vor lua actele emise de statul român, actele în original, și vor face copii funcționarii, nu îi vor pune pe cetățeni pe drumuri, e un mic câștig. Dar până rezolvăm partea tehnică, cloudul guvernamental, platforma de interoperabilitate, este o viață un pic mai bună pentru cetățeni, în sensul în care statul le face copia după actul emis tot de către stat, nu îi mai pune pe ei pe drumuri, dar pentru ca românii să simtă efectiv că nu mai sunt puși pe drumuri între ghișee, 2026 este un orizont de timp rezonabil, a afirmat Sebastian Burduja.